Bine ați venit la Darodul săptămânal. Cei care doriți să intrați pe site-ul meu, veți avea multe cursuri și plus mult tarod. Aveți linkurile pe acest canal unde puteți să mă găsiți pe Instagram, Facebook și Vimeo. Haideți să vedem ce avem pentru berbec Săptămâna aceasta, wow! Săptămâna aceasta avem asul de spade. Să vedem ce vrea să ne spună acest as de spade. Pajul de cupe. Posibil pentru unii dintre voi să așteptați niște vești, dar dacă nu au venit acum, vor veni cu siguranță și vor fi favorabile pentru că aveți pajul de cupe. 2 de bute, 9 de băte, ați avut foarte multe piedici. E bine, acum vă spune că asul acesta de spade, chiar dacă nu știți, se va finaliza ceva. Dar vă rog să nu finalizați o afacere sâmbătă. Orice tip. Iar aici justiția vă spune să faceți un echilibru, posibil să fie uh, un echilibru financiar. Deci dacă ați împrumutat sau... Voi ați împrumutat banii la alții, ar fi timpul, cred, să vă cereți banii înapoi, pentru că asta este aici. 5 de cupe, 4 de bute, regele de cupe, pajul de săbi. Este, aș spune, este o perioadă foarte bună pentru voi în a obține succes în carieră. Aveți 4 de bute. Iar cei care sunt legați de guvern, oameni politici, pentru că aveți justiția și pajul de spade, avocații, aveți um, un succes foarte bun. 4 de spade, 5 de monede, 3 de monede, judecata, 10 de cupe și 9 de monede. Perfect! Asta este una dintre cele mai bune aici ca previziune, pentru că aveți 9 de monede, iar aici aveți steaua, asul de monede, 8 de monede. Deci, pentru unii dintre voi, cei care veți merge la studii, cei mai tineri, a, cavalerul acesta de săbi vă spune să luați o decizie în a cerceta ceva. Cei care doriți să faceți ceva total nou, ar fi bine, mai întâi de toate, să căutați răspunsuri, dar să acționați în același timp. 9 de monede, 10 de cupe și judecata. Um, posibil pentru unii dintre voi să fiți promovați. Cu siguranță veți primi știri foarte bune aici și ar spune să aveți mare încredere în voi, pentru că asta îmi spune aici. Și pentru unii dintre voi, cred că veți fi supărați în momentul în care vă veți aduce aminte, de fapt, de niște ceva negativ din trecut, dar nu este acum în prezent. Deci nu este acum în prezent. Cinciul acesta de monede, justiția, încă o dată nouă de monede și iarăși avem patru de bâte. Deci încă o dată veți fi promovați și cei care aveți de fapt poate munca voastră proprie veți avea succes și se face dreptate în ceva. Și fiți atenți la persoanele care sunt foarte geloase, invidioase, pentru că sunt în creștere și singurul lucru care îl poate stăbuni este numai credința în Dumnezeu. Și ar trebui să nu te îndoiești niciodată, dar niciodată, de capacitățile tale pentru că ai justiția de două ori. Și asta înseamnă să fii în echilibru cu tine însăți. Pentru că vei rezolva multe lucruri și mai ales atunci când este vorba despre un împrumut, ceva ce ține de un împrumut. Dar încă o dată am senzația că voi ați împrumutat bani și vin banii înapoi și ar trebui să vă țineți cu prioritate de acest lucru. Nu, este, nu ar trebui să vă fie rușine să vă cereți banii înapoi. Iar pentru unii dintre voi, de două ori, patru de băte, poate că sunteți transferați într-o locație preferată sau poate veți călători undeva unde într-adevăr vă face o mare plăcere. Veți avea experiențe noi și experiențe noi poate la un loc de muncă. Cei care se întreabă pentru uh, dragoste, voi face separat pentru fiecare în parte cu extensie pe vimea. Și mergem mai departe pentru... taur. Ce avem pentru săptămâna aceasta? Pentru ascendent luna soare în taur. Și de obicei mă gândesc foarte mult la luna în taur, pentru că are o influență extraordinară. Și haideți să vedem ce avem pentru voi. Ce trebuie să știți? Ce trebuie să știți? Tauri. În sfârșit. Pajul de cupe. Asul de bute. 6 de bute. 8 de cupe. Și 3 de cupe. Wow! Niște probleme legate de bani se vor rezolva în această săptămână. Deci, întotdeauna treiul acesta de cupe ne arată bani. Optul de cupe plecați dintr-o situație dificilă, ceva care v-a deranjat. În plus, șase de bute, asul de bute și pajul de cupe, cred că abia acum încep să se miște lucrurile toate care nu s-au mișcat până acum, au fost blocate. Pur și simplu, acum vă concentrați pe munca voastră, pentru că butele asta cu asta au de face. Și bineînțeles veți acționa responsabil în societate pentru că aveți șase de bute și asta înseamnă aprecierea care vine din partea celorlalți, dedicarea ta în muncă. Și am senzația că vei lucra foarte mult aici, patru de săbii, regele de cupe și zece de bute și regina de spade. Se termină ceva emoțional care nu îți dă pace minții. În schimb, îți îndeplinești toate sarcinile și aș spune că într-un mod foarte rapid este ca și cum nu ai dormi noaptea pentru că tu trebuie să-ți faci să lucrezi și să lucrezi mai ales pentru familie. Iar aici avem 10 de cupe, pajul de bute, 4 de cupe. Împăratul, vedeți, împăratul aici a fost niște piedici. Piedica respectivă poate fi de oriunde. Nu este neapărat șeful tău sau uh, uh, ceva la care tu ai, te-ai împotmolit. Nu. Cinciul acesta de cupe este ceva la care te-ai gândit în care nu ai avansat și au fost niște piedici. Regele de bute deveniți acest rege, aveți o putere extraordinară, plus intră cineva în viața voastră sau este cineva semnificativ în viața voastră. Atmosfera de familie aici este foarte bună, este ca și cum cineva se impune, deci dacă ați visat întotdeauna la un partener care să fie acolo pentru voi, să vă susțină, această săptămână veți vedea de fapt ce se întâmplă și cât de frumoasă este de fapt atmosfera în casă și atmosfera de familie. Iar pentru unii dintre voi aici veți avea o promovare. Pentru că este fericirea, aveți și împăratul și regele de bute. Deci acționați în orice, în orice. Iar aici aveți echilibru, moartea, se sfârșește ceva. În sfârșit se pune în echilibru. Poate că uneori ne gândim că se termină ceva care nu am fi vrut sau nu în modul acesta, dar cartea săgetătorului ne spune să avem încredere în Arhanghelul Mihail pentru că cu siguranță va fi ceva. Vreau să văd împăratul, trei de săbii, hangman și de monede. Deci, posibil pentru unii dintre voi să fi avut un proces, ceva de genul acesta, și să nu fi câștigat procesul respectiv. Și în momentul și după ce s-a terminat acest proces, cu o lungă durată sau poate acum o lună, ei bine, acum se reglementează lucrurile și acolo unde ați pierdut, veți câștiga pentru că aveți asul acesta de monede. Deci, E ceva legat de un câștig, iar aici trei de monede, ceva la care lucrați. Dacă nu este vorba despre acest lucru, atunci treiul acesta de monede poate fi un proiect. Poate fi ceva la care ați lucrat, care la bun început uh, poate nu a mers bine, nu vi s-a dat acordul din partea șefului sau chiar... Uh, unei instituții, iar acum câștigați. Și în plus, vi se spune că aici o afacere bazată pe parteneriat va crește extrem de mult. Superb! Regele de bute, 10 de spade, 10 de bute, pajul de cupe, cavalerul de monede și 3 de cupe. Doamne! Respirați, respirați, <laughs> să termină ceva, să rezolvă ceva săptămâna aceasta ce a ținut de bani, de, de, de uh, foarte multe obstacole în sfârșit. Iar aici, posibil pentru unii dintre voi să mergeți la o petrecere la sfârșit de săptămână cu prietenii voștri, dar în același timp, pajul acesta și cavalerul de monede vă oferă ceva poate este ceva de la o lungă distanță, poate ceva care va veni pur și simplu. Iar 10 ăsta de spade și 10 de bute, iarăși, ca, iarăși regele de bute. Aveți foarte multă energie. Cei care uh, faceți un sport, pentru că regele de bute este asociat cu focul, cu Marte. Marte, nu cu Marte, cu Marte, cu planeta Marte, care... Are de-a face cu activitățile sportive, vă antrenați, aveți mare grijă de sănătatea voastră, pentru că 10 lăsta de spade și 10 de bute vă spune să aveți grijă de... Marte ține de tensiunea sângelui, ține de... în momentul în care aveți tensiune sau pur și simplu nu ați dat importanță, poate, la ceea ce se întâmplă, posibil pentru unii dintre voi să aveți dureri de cap. Iar 10 la asta de spade este pur și simplu leșinați. Pentru unii dintre voi, posibil să fie chiar din cauza stresului. Nu nu mâncați și aveți grijă de voi. Deci, ceva la care vi se spune să fiți atenți la sănătatea voastră. Și vreau să văd 6 de bute și nu. Voi vedea 8 de cupe. Din ce plecați? 9 de bute, justiția, 5 de spade, 2 de spade. Vi se face dreptate. Soarele și regele de cupe. Iar aici un succes. Vi se face dreptate. Ieșiți afară din niște obstacole care nu se mai terminau. Cred că obstacolele astea au fost de luni de zile. În sfârșit ies din viața voastră. Uh, aici justiția are două, două înțelesuri. Posibil cineva v-a pus, va pus obstacole, uh, dar nu au avut dreptate în ceea ce v-au intentat. Iar acum când ați revenit, de fapt, se vede, se face lumină în, uh, în ceea ce ar fi trebuit de la bun început. Este ca și cum... Ați fost pus într-o situație în care trebuia să treceți prin această situație să vă treziți la realitate, la oamenii care sunt în jurul vostru, la instituțiile care, într-adevăr, chiar dacă veți spune adevărul, nu veți fi crezuți și în momentul acesta, săptămâna aceasta veți fi foarte, foarte, foarte mulțumiți. Și aveți aici patru de bute nouă de monede și regele de monede, de undeva cred că veți face bani, plus veți munci foarte mult. Foarte mult, foarte multă comunicare, veți străluci pur și simplu aici. Și mergem mai departe la Gemeni. Gemeni, ascendent lună soare în Gemeni. Haideți să vedem ce avem pentru voi, pentru Gemeni. Ce avem pentru Gemeni? 9 de cupe. Împărăteasa, 10 de cupe. Pajul de bute, 8 de monede. 9 de cupe aici este fie aveți, sunteți interesați de o activitate creativă în săptămâna aceasta, fie vă bucurați de confortul material pentru că împărăteasa este luxul din casă, este stilul de viață luxos pe care o, îl aveți, dar poate fi în același timp și o ceva total nou la care voi v-ați gândit pentru că aveți pajul de bute. Pentru unii dintre voi, poate obțineți o afacere mare sau pentru unii dintre noi chiar obțineți un nou loc de muncă. Și asta înseamnă că vă veți ocupa foarte mult de viața personală, dar și profesională în același timp. Și vom vedea pe parcurs aici ce se întâmplă. 9 de cupe, 10 de monede, 10 de spade, regina de monede și 3 de bute. Oh, în 10 acesta de spade ce Poate unii dintre voi sunteți inactivi, v-ați plictisit, n-ar spune lene, dar e ca și cum vreau să-mi iau concediu pentru că sunt terminat, nu mai pot, deci efectiv am obosit și vreau să fiu singur acasă, adică să nu fie nimeni. Dacă aveți și copii și sunt la școală, deci vrei într-adevăr să petreci timp cu familia, dar după amiază, dar să stai pur și simplu în locul tău, adică să te, să te simți bine acasă. Nu dați importanță la ce spun ceilalți, nu este cazul, cred, pentru unii dintre voi, pentru că întotdeauna vor găsi ceva de spus, întotdeauna, un defect de muncă, ceva care ei nu apreciază, deci dar eu ar spune că schimbările The world, e, lumea are de a face și cu un alt, um, un alt capitol, dar și un alt anotimp. Și posibil pentru unii dintre voi, um, datorită schimbării sezoniere, să vă creeze probleme de sănătate sau pur și simplu să simțiți acea oboseală pe care nu o puteți justifica. Dar eu simplu v-aș spune, luați o pauză, nu este nimeni să vină acolo să vă spună de ce, cum și ce fel. Hierofantul și nouă de debute. Deci simțiți lucrul acesta. Hierofantul este datoria voastră față de tradiție, față de taxe, față de stat, față de... Deci noi întotdeauna avem o datorie de făcut, dar alții nu au nicio datorie față de noi. Deci, asta este părerea mea, dar cred că noul acesta de bute vă va încurca mai mult. De ce? În momentul în care voi sunteți deja obosiți, nu puteți să faceți lucru pe care voi de fapt doriți să-l faceți. Patru de bute, patru de cupe și 4 de monede. Vă autoblocați. Deci, posibil să discutați, să faceți niște investiții noi, să opresc acolo. Posibil să aveți o săptămână financiară foarte bună, dar până la un punct la care um, știți că nu puteți să faceți afaceri în anumite zile. Eu v-ar sfătui ca vineri și sâmbătă să faceți ceva favorabil pentru voi și mai ales dacă este vorba financiar de o afacere. Dar în primele două zile sau mai bine zis marți-miercuri, nu vă ocupați de ele pentru că emoțional nu sunteți bine. Aveți zecele la acesta de spade sub ele. Deci este bine să fii dispus, să fii împreună cu ceilalți, să încerci să treci peste niște probleme, să te bucuri de confortul material și să mergem mai departe. Iar aici succesul va veni în momentul în care voi învățați să vă respectați pe voi atunci când doriți într-adevăr să să vă odihniți pur și simplu. 10 de spade. Regina de spade, vedeți, voi sunteți aia. Nu dormiți bine, așteptați să se termine ceva sau poate Doriți să se termine ceva și pentru unii dintre voi, împăratul, vă spun încă o dată, e posibil să fie o schimbare de loc de muncă, să obțineți un alt loc de muncă, să treceți printr-o perioadă în care nu mai doriți să mergeți la acel propriu zis loc de muncă, 6 de spade este vindecarea, Hierofantul vă oferă ceva și marea surpriză, 3 de spade și 6 de monede, este ca și cum... Uh, Chiar dacă voi vă luați zilele respective sau uh, fiți foarte atenți cum scăliți niște hârtii, niște documente, dacă vă schimbați jobul sau dacă într-adevăr înainte de a schimba jobul respectiv doriți să aveți o pauză pentru că chiar vă simțiți obosiți. Uh, de ce vă spun lucrul acesta? Pentru că aveți 3 de spade și 6 de mâne, deși e posibil să aveți marea surpriză să nu vi se ofere un ajutor financiar de la stat sau uh, uh, propriu zis. Și atunci... Ce ar trebui să faceți? Pajul de spade, să vă interesați mai mult despre ceea ce semnați și 5, și șaptele acesta de monede va veni. Iar, wow, 5 de bute, pajul de monede și herofantul turnul. Turnul are de-a face cu pământ. Cei care veți face investiții sau plănuiți afaceri cu ce țin de terenuri, pământ, să știți că veți avea o săptămână foarte bună. Deci, mai ales cei care investesc bani în proprietăți, vor avea profituri extraordinar de bune. Cei care doriți să vindeți. Uitați, șase de bute. Foarte frumoasă e talarea voastră și vă urez succes. Și mergem mai departe cu RAC. Rac. Ce avem pentru rac? Haideți să vedem ce avem pentru ascendent, lună, soare în rac. Mai ales luna în rac, pentru că voi sunteți guvernați de lună. 3 de cupe, cavalerul de bute, regina de cupe, 4 de monede. 8 de cupe. Wow. 5 de monede. Soarele. Carul. Regele de bute. Va trebui să faceți niște schimbări în privința sănătății voastre, pentru că aveți regele de bute și aveți și opt de cupe. Plecați din ceva, dar în același moment văd că se întâmplă ceva. Aici sunt. Prima zi, una dintre cele mai favorabile este astăzi. Da? După care avem cavalerul acesta de bute și avem 5 de monede. 5 de monede înseamnă, am, am să o spun așa cum trebuie să o spun, pentru că de multe ori mă folosesc de cuvinte care să meargă în jurul degetului și până la urmă tot acolo ajungem. Uh, munca ta poate fi împiedicată din cauza prostiei unei coleg. Deci fii foarte atent cu cine lucrezi. Pentru că din cauza persoanei respective e posibil să întâmpinați și probleme financiare sau probleme chiar la locul de muncă. Deci fiți foarte atenți cu cine vorbiți și ce este. Iar în temă de sănătate aș spune că uh, vă schimbați energia datorită stresului prin care treceți. Dar și marți va fi o zi favorabilă pentru voi, pentru că veți alerga să faceți niște lucruri. Deci fiți foarte atenți cu cine împărtășiți lucrurile pe care le veți face pentru că veți fi iritat din anumite motive și veți fi mai mult ca... Moody, schimbător. Pentru că e un fel de... Sunteți supărați pentru că ați depus o muncă foarte. foarte mare, ați așteptat niște rezultate bune și mai ales financiar și cineva vă strică totul. Și, în general, cinciul acesta de monede și soarele. Soarele de obicei reprezintă tatăl. Fiți atenți să nu vă certați cu tatăl vostru. Iar, dacă sunt... Aici avem cavalerul, cei tineri care uh, doresc să meargă la studii, îi sfătuiesc să meargă la ceva legat de inginerie electric, uh, genul acesta, deci studenți, uh, inginerie. Deci, este momentul cel mai bun acum și posibil pentru unii dintre voi acum să aveți de fapt oportunitatea de a lua un loc de muncă. 8 de monede, 2 de cupe. Ce am spus un pic mai înainte? Și <laughs> 10 de spade. <laughs> oh! Schimbările bruște în dispoziția voastră săptămâna aceasta e... E un chin pentru partener, pentru partenere. E un chin. Eu, eu, eu v-aș spune să petreceți mai mult timp cu partenerul vostru de viață. Uh, pentru că dacă sunteți în această relație, pentru că... V-ați îndrăgostit la prima vedere și vă iubiți chiar dacă vă centăniți toată lumea, ce lucrul acesta, dați o șansă, dați o șansă la mijlocul săptămânii acestea să, să petreceți mai mult timp cu partenerul vostru, timp de calitate, cum să zice, 10 de bute, pajul de bute și justiția. Vedeți? Să vă echilibrați pur și simplu, să dăruiți fără să... Așteptați ceva. Pentru că toți cei din jur vă susțin. Iar justiția este echilibrul cu voi. Zece de bute Se termină ceva care a fost pus foarte mult pe umerii voștri și am senzația că e de fapt munca grea pe care ați prestat-o. Dar încă o dată, repet, aveți mare grijă. Și avem și nebunul. Nebunul este... Un copil sau cineva care uh, fie aici vom avea noi începuturi, fie uh, o persoană imatură care vă strică totul și aveți și nouă de spade. Deci fiți foarte atenți la ceea ce vă spun. Haideți să vedem aici. Zecele acesta de spade este legat de car și de regele de băte, împăratul care poate fi șeful, îndrăgostiții și șase de spade. Și asta înseamnă îndrăgostiții să luați o altă decizie și șase de spade uneori chiar să schimbați locul respectiv. Dar eu v-aș spune că aveți cumpăratul aici, în aceeași măsură, aveți de-a face cu oameni, cu compania unor oameni înțelepți, care vă pot aduce beneficii. Și haideți să vedem ce vrea să ne spună. Și soarele cu carul. Echilibru, 8 de spade, să nu vă fie teamă, 2 de cupe. Poate vă gândiți într-adevăr la relația voastră, deci încă o dată o spun, cred că am spus-o numai la berbec, Toate etalările de dragoste le voi face separat pe fiecare semn și cu extensie în vimea. Dar aici poate fi într-adevăr și ceva care se termină. Deci ia sfârșit ceva și începe ceva, totul nou. Deci că dacă este... O căsătorie amoroasă poate fi reparată și moartea vă spune să vă schimbați. Nu, nu puteți să schimbați ceva în viața voastră. Vedeți? Mulți dintre voi veți avea de-a face aici cu pajul acesta de monede. Posibil chiar să vă schimbați locul de muncă. Pentru că poate fi în același timp. Și un loc de muncă poate fi și un nou început cu persoana respectivă. 10 de monede. Dacă voi schimbați atitudinea, 10 de. de monede va veni foarte ușor în viața voastră. Și gândirea, pur și simplu să vă gândiți că puteți să faceți lucrul acesta. Și pașul de bâte este un nou început. Puteți fi magicianul din voi, plecați din ceva toxic încă o dată și treiul acesta de cupe este de fapt abundența care vine. Deci veți avea ceva schimbări, dar cu siguranță sunt schimbări venite în binele vostru. Și mergem mai departe cu leu. Ascendent lună, soare în leu. Ce avem pentru voi? Ce trebuie să știți pentru săptămâna aceasta? 4 de cupe. 5 de cupe. Nebunul. Regele de bute și herofantul. Chiar dacă aici aveți o nemulțumire emoțională, să zicem, de aici începe energia voastră și asta înseamnă că vă îndepliniți toate aspirațiile. Iar nebunul, legat de cupele respective, este un fel de ateat așa emoțional de cineva. Patru de bute luna voi sunteți o zodie de foc și mai ales când aveți luna aici și cupele de aici este bine să vă hidratați foarte bine săptămâna aceasta veți evita dureri de cap și posibil și alte știu eu, alte boli frecvente datorită lipsei de apă 8 de bute și 2 de spade Aici cu siguranță veți avea o atmosferă foarte bună când uh, uh, toată lumea vă va, va căuda. dar eu ar spune, optul acesta de bute vine de obicei când avem de a face cu o călătorie în exterior sau cu o afacere ce ține de import export. Și asta înseamnă că va crește, dar doiul acesta de spade este un fel de uh, filozofia voastră de cum voi acționa, ce voi face. Uh, genul acesta și vă împotmoliți cu herofantul sau cu cei care vă țin de taxe. 4 de spade, 9 de monede, financiar să știți că sunteți foarte bine aspectați aici. Spânzuratul, moartea și 6 de bâte. Oh, de spade. Cinci de spade cu Hierofantul, v ar sfătui să stați departe, dar foarte departe de relațiile extraconjugale. Pentru că veți pierde aici. Marea pregătea să vă ține un secret. Dar secretul respectiv este ceva karmic dintr-o altă viață. Pentru că aveți de-a face cu carul. Energia egipteană. Și racul. Ceva ascuns de care nimeni nu știe. Plus aveți și luna. Veți fi tentat să mințiți pentru că aveți o atracție față de cineva și e posibil ca patru acesta de bute să fie o călătorie în exterior sau să fie... aveți o atracție aparte față de cineva care se află la o distanță anume. Patru de spade 9 de monede. Veți avea un mare succes aici, mai ales dacă este legat de ceva ce ține încă o dată import, export sau comercial. Este superb. Îndrăgostiții uh, și șase de bute. Deveniți exact persoana care toată lumea va fi atrasă. Deci fiți foarte atenți pentru că e posibil să vină altcineva. Nu e neapărat să vă duceți voi într-o relație în care să nu știți că, de fapt, persoana respectivă este deja ocupată. Posibil ca altcineva să vină către voi. Și asta datorită uh, emoției pe care este... Hai să zicem, o nemulțumire emoțională. Vedeți 8 de cupe, din care voi doreați foarte mult să ieșiți din așa ceva. Dar asta nu vă ajută, ci pur și simplu vă pune în pericol în momentul în care nu știți să terminați, de fapt, ceva. Și să fiți foarte atenți să evitați ceva controversat, pentru că aici aveți uh, dublura, masca, gemenii. Da? iar aici aveți moartea și asta înseamnă că va trebui să vedeți atât dintr-o parte cât și din ea e un fel de a spune să nu credeți toate lucrurile pe care le auziți pentru că ceea ce vei auzi fie este la noutăți fie de la o persoană are două fețe iar aici pentru că am carul marea preutasă și cinci de spade. Aveți grijă de actele de mașină. Să nu aveți vreo surpriză. Moartea și îndrăgostiții. Regina de monede. Vedeți, este un fel de... Aveți grijă întotdeauna de familia voastră, aveți grijă de tot cei din jurul vostru și la un moment dat doriți și voi să vi se acorde un pic de atenție. Dar voi sunteți persoana care de fapt ați uitat de voi pentru că aveți Grijă de ceilalți. E un fel de a vă impune în același timp și voi vouă, că ar trebui să aveți un pic grijă de voi. Nouă de spade, regele de monede, nouă de monede din nou și un succes extraordinar! Pentru unii dintre voi poate fi o călătorie, poate fi de fapt și ceva care se rep repară ca relație, deci încă o dată tot ce ține de etalări de dragoste va fi separat pentru fiecare în parte cu extensie în Vimeo iar aici aveți 9 de monede de 2 ori asta înseamnă că într-adevăr veți avea de a face cu o afacere care va crește foarte repede și mai ales dacă ține de ceva cu exteriorul pentru că aveți succes aici este un succes uh, poate cu străinii sau într-adevăr cu ceea ce oferiți aici. Iar noul acesta de spade, uh, un somn care uh, vă aduce, să zicem, foarte multe gânduri, vă arde pur și simplu mintea. Vă recomand să vă spolați pe picioare cu apă rece înainte de culcare. Și dacă vedeți că, într-adevăr, e mult, uh, sunteți prea mult, puneți un pic de apă rece și în creștetul capului pentru că vă va ajuta enorm. Iar uh, energia pe care o aveți aici, șase de bute, reușiți să mergeți mai departe, încercați să aveți, să duceți o conversație mai ușor. De deci, ce? Aveți foarte mult foc. Eu sunt, eu, eu, eu. Uh, deci, e un fel de... încearcă să lași de la tine, n-aș spune umilința te salvează, dar lasă de la tine un pic pentru că vei reuși. Chiar dacă vei fi acuzat, acuzată de ceva, chiar dacă asta se întâmplă întotdeauna, așa că cincelul ăsta de spate de aia vine. Dar invi... evitați, evitați implicarea în probleme controversate și totul va merge perfect dacă știți într-adevăr să plecați din acel ceva. Iar dacă eventual munca voastră este bazată pe comision, aveți mare grijă ce semnați, ce faceți, pentru că vă, vă trebuie acel comision. Dar fiți atenți ce semnați. Pentru că aveți 9 de bute amândouă, iar aici aveți 4 de spade, iar aici 9 de spade. Vă ne liniștește acel ceva. Ca să aveți succes înseamnă că va trebui să aveți claritatea minții. Claritatea minții este odihna minții aici. E un fel de a spune, menține-te hidratat, menține-te calm acolo unde ești, pentru că totul va merge bine. Sau poate, ți se cere într-adevăr, să schimbi stilul tău de a acționa cu moartea. O, a luat altfel decizia respectivă pentru a câștiga. Și merge mai departe la fecioară. Ce avem pentru ascendent Lună-Soare în fecioară? Haideți să vedem ce avem pentru fecioară. Ups, deja au ieșit, dar chiar dacă nu l am pus, voi lua pur și simplu să vedem care este de fapt primul mesaj. Echilibru, asul de săbii, șase de cupe, regele de bute și nouă de săbii. Cred că îmi spune de fapt că este o notă nouă în această săptămână și cred că este bine să vă implementați acum toate planurile pentru că aveți energia voastră, chiar dacă regele acesta de monede este de fapt energia taurului, dar poate fi și energia voastră și ar fi timpul să uh, activați această energie, iar aici, asul de spade, veți aștepta niște mesaje. Haideți să vedem acum. ce avem. Deci, poate că într-adevăr trebuia să ascultăm acest mesaj. Ce avem pentru ascendent lună soare în fecioară și începem. 6 de bute, 2 de bute, 10 de bute carul și regele de bute. Wow! Este o aventură săptămâna aceasta pentru voi și cred că, într-adevăr, vă veți face treaba foarte bine, pentru că aici veți scăpa de ceva care s-a adunat foarte mult și încercați să îmbunătățiți totul și încercați să fiți mai productivi. 6 de spade, 3 de monede, 2 de cupe, asul de cupe. Wow! Am spus că voi face talările de dragoste separat pentru fiecare semn și cu extensie în Vimeo, dar aici, doiul acesta de cupe și asul de cupe, cei necăsătoriți să știți că veți primi o cerere în căsătorie pentru că aveți asul de cupe. Foarte interesantă e talarea voastră. 10 de spade, șase de monede și regele de monede. Cred că marți veți avea un fel de dezechilibru, să zicem, financiar, dar totul va fi bine. Pentru că șasele acesta de monede și regele de monede poate fi energia voastră, poate fi o afacere nouă care vă oferă profituri bune. Veți depăși această situație. De ce spun marți? Pentru că aveți aici. Uh, doi de monede, 5 de săbi și 5 de monede. Hmm, pentru unii dintre voi posibil să cheltuiți niște bani care nu v-ați așteptat în folosul familiei, copiilor, genul acesta de energie. Um, ceva la care nu v-ați așteptat de fapt. Și posibil pentru unii dintre voi să aveți niște divergențe fie cu prietenii sau cu cineva apropiat. Uh, care de fapt vă deranjează cu alte cuvinte atmosfera în familie 10 de cupe este foarte frumoasă dar cineva este ca și cum vă uh, bâzi acolo ceva care uh, nu vă lasă pur și simplu aveți încredere în voi și totul va fi bine uh, nu este nevoie să fiți la fel cum sunt ceilalți sau ce vor să ne spună Haideți să vedem aici carul și regele, doi de săbi, regele de cupe, cineva care vă face, de fapt, care s-a gândit de mult să vă facă cererea în căsătorie sau poate acum este ceva oficial. Dar în același timp să știți că este și viața creativă, ceva la care voi veți crea și veți câștiga bani. 10 la aceasta de spade, 4 de spade, nebunul, cavalerul de bute și 8 de monede. Aveți grijă la igiena fructelor ceva ce ține și vă simțiți liber să mâncați chiar din, direct din copac, genul acesta de energie. De ce o spun? Pentru că patru de spade este ceva legat de sănătate. Întotdeauna când avem un patru de spade, va trebui să vedeți cu cine este activat. Cu 10 la acesta de spade înseamnă că vă pune la pământ sub o formă oarecare. Nu o boală grea, ci pur și simplu ceva la care în general, fecioarele au probleme și de obicei au probleme cu stomacul, intestinele. Deci, posibil să vă deranjeze ceva. Și aici vă spune nebunul, este ca și cum acționați, uh, luați ceva care poate instantaneu nu ați dat importanță, poate este igiena alimentului respectiv, poate uh, ceva la care vă deranja foarte mult, pentru că dacă voi aveți o, chiar o, o discuție, o discuție cu cineva, o discuție inutilă, care vă mănâncă energia pur și simplu, chiar dacă voi vreți ca să învățați, chiar dacă voi doriți să puneți un anumit efort, ieșiți afară din aceste, acest tip de discuții inutile și de a vă pierde timpul. Voi aveți încredere în voi, mergeți mai departe iar zecele acesta de spade și patru de spade nu își are locul aici. Pur și simplu, încercați să trăiți momentul ca toată lumea Momentul de azi, de acum, în momentul în care fac și eu acest videoclip și fac ceva care îmi place extrem de mult, lipsa de timp este acolo, va trebui să leg timpul la piciorul mesei, cum se zice, dar uh, încercați să trăiți clipa, prezentul. Nu e nevoie să mergeți mai departe sau să învățați pe ceilalți văzând că ei nu fac de fapt nici o schimbare să-și îmbunătățească situația. Deci, tot sprijinul și toată îndrumarea va trebui să o ai tu de la oameni de seamă, care să-ți aducă, de fapt, uh, succes. Nu ești tu cel care vei repeta în continuu, în continuu, să-ți pierzi timpul cu discuții inutile pentru a-i face pe ceilalți să înțeleagă. Nu. Asta va duce, de fapt, fie la ceartă, fie la neînțelegeri uh, și mai bine evitați. Împărăteasa, vedeți? Se rezolvă situația financiară cu împărăteasa și regina de spade, cavalerul de cupe, carul și justiția. Vi se face dreptate în ceva. Vi se face dreptate. Iar împărăteasa, cred că este prima dată când ar vrea să folosesc ceva. Vreau să văd clarificarea împărătesei în afară de bani. Pentru că, de, de fapt, împărăteasa vine de, de multe ori și cu alte înțelesuri. Împărăteasa, patru de cupe și soarele. Foarte interesant. Fie este un câștig care vine din partea soarelui ca administrație statut, fie, într-adevăr, soarele poate fi un copil, un băiețel. Deci, pentru cei care se aplică. Și mergem mai departe cu balanță. Balanță! Ascendent lună, soare în balanță. Haideți să vedem ce avem pentru voi săptămâna aceasta. Pentru balanță. Ce avem pentru balanță? Ok. 10 de bute. steaua, carul, magicianul și doi de spade. Ok, aici sunt întâlniri online. Întâlniri online fie cu managerii voștri, fie cu superiorii voștri, fie cu cineva cu care discutați afacerile respective, pentru că vărsătorul la stare de-a face. Justiția, cavalerul de monede, asul de bute și regina de bute. Foarte multă activitate și încercați să luați niște oportunități, explorați niște oportunități în afaceri, pentru că asta vă spun aici, mai ales comercializare. În primul rând, ați ieșit în etalarea voastră proprie și oamenii vă vor admira. Deci este ceva extrem de pozitiv aici și ceva se repetă pentru a Vă arăta drumul, de fapt. 8 de bute, pajul de săbi și 7 de cupe, Neptun, Maia. Exact ca și cum vă schimbați ideea pentru că aveți încredere în cineva. Deci, cu siguranță, cei care faceți afaceri, vă veți confrunta cu o concurență acerbă. Și nu căuta sfatul cuiva. Nu căuta sfatul cuiva. Fie este personal, fie este uh, la muncă, nu luați sfaturile respective. Știți deja răspunsul. Trei de cupe, șapte de săbii și regele de monede. Vei fi sprijinit la muncă, dar nu în momentul în care tu știi foarte sigur că atunci când iei o decizie care te afectează de fapt personal. Deci nu uita, nu face compromisuri cu interesul tău personal. Nu spune nimeni să fii ego acolo pentru tine. Nu, aici este interesul tău personal. Pentru că la acesta de spade și șapte de, de cupe îți spune de fapt că cineva va încerca Constant un atac, e un fel de atac cibernetic, adică în momentul în care ai apăsat un buton parcă zici că vin în continuu, vin în continuu. Iar tu în momentul în care pur și simplu arăți compasiune, arăți că ești calm, calmă, le dai impresia că se pot folosi de tine. Aici îmi place că este armonie în viața ta fie dacă ai sau nu familie, dar cu siguranță este pace și armonie, ceva care s-a schimbat în viața ta, a plecat ceva greu. Iar aici cu siguranță aveți noi începuturi de afaceri. Vă simțiți extraordin extraordinar de bine aici, dar șaptele ăsta de spade și șaptele ăsta de cupe e cineva care nu vă dă pace. Haideți să vedem ce se întâmplă aici cu șapte de spade și șapte de cupe. Regina de bute, patru de cupe, șase de spade, patru de spade, nebunul și marea preoteasă. Posibil pentru unii dintre voi să fie o persoană care uh, încearcă să vă răpească din afacerea voastră sau mai bine zis poate pentru unii dintre voi e cineva cu care v-ați despărțit, nu contează feminin sau masculin, dar marea preoteasă este ceva ascuns, ceva la care ei se gândesc cu foarte serios, iar patrul acesta de spade și nebunul, în a lua o decizie, în a-și găsi și ei la rândul lor pacea respectivă. Dar aveți mare grijă cu marea preoteasă, pentru că știți vorba românului, mutul face ceva cu pământul. Deci, fiți foarte atenți că în momentul în care cineva nu vorbește, se ascunde uh, sau nu știți prea multe informații, uh, va face ceva care nu vă pune într-o imagine bună. Și imaginea voastră va trebui să fie bună pentru că în afacere aveți nevoie de un nume, nu de un număr, nu de felul cum este, cum sunteți. Deci, iar uh, Patru de spade din nou, dacă mergem pe temă de sănătate, eu vă spune să nu luați medicamente fără știrea cuiva pentru că vă, vă veți îmbolnăvi, pentru că nebunul este o acțiune, eh. am luat-o pentru că știam că o să-mi treacă, dar de fapt s-a întâmplat cu totul invers sau genul acesta. Având în vedere că aveți o experiență, fiecare o experiență de viață, dacă aveți o durere de cap, dacă este cu totul altceva, deci înainte de a consulta pe cineva uh, specialist în asta, dar în general aici nu vă consultați cu cineva să nu cauți sfatul altuia în privința relației tale personale sau relației în afaceri. Vrei cu totul altceva? Există acolo. judecata. Echilibru, davolul. Ce spuneam un pic mai înainte? Și davolul, vedeți că are de-a face și cu patrul acesta de spai când este vorba despre un medicament. Pentru că davolul are de-a face cu narcotice, cu ceva care, de fapt, sunt medicamente, dar ele sunt sub forma drogurilor. 10 de spade, ceva la care te va pune la pământ. Deci ai mare grijă ce ți se pregătește, dar voi ar trebui să aveți încredere în voi. Voi ar trebui să acționați pentru voi. Voi ar trebui să aveți oportunitățile în afaceri. Explorați ceea ce doriți, pentru că oamenii vă vor ajuta, dar nu cereți sfatul nimănui. Este genul acela, oare să fac lucrul ăsta, tu ce zici? Oare să facă... Nu. Aici vă spun nu. Care este sfatul pentru online? Soarele. Aveți încredere în voi. Aveți încredere în voi pentru că veți câștiga. Deci dacă participați la întâlniri online importante, cu manageri, cu superiori, cu... veți avea total, deci pur și simplu, research, research, caută mai multe informații, uh, exploră ceea ce vrei ca să afli. Nu te lăsa pe ureche la o veste la care îți vine și pur și simplu ai impresia că da, voi câștiga pentru că am auzit de chestia asta. Nu. Vestea respectivă este împinsă ca tu să cazi în plasa respectivă. Și te vei confrunta cu o concurență extraordinară din partea celor. Dar faci față, ai soarele, faci față și remitul. Caută să găsești soluții pentru că aici faci față. Și încă o dată, vedeți puterea. Aveți puterea și puteți să stăpâniți acest lucru. Aveți de două ori semnul infinitului. Deci se poate. Este ceea ce vă trebuie. Iar dacă ești într-o relație de dragoste cu partenerul de viață, încă o dată mă repet, vor fi separate și cu extensie pe vimeo, etalări de dragoste. Aici îmi spune că într-o relație de dragoste pe care o aveți, poate veți merge la o petrecere, ceva care, se, care aduce o, o notă pozitivă în familia voastră și alături de cei dragi. Mergem mai departe la scorpion. Ce avem pentru săgetător? Ascendent lună-soare în săgetător. Ce avem pentru săgetător? Haideți să vedem ce avem. 5 de monede, 10 de spade, o, îndrăgostiții, o, sunteți foarte emoționați în legătură cu o relație de dragoste. Și acest lucru înseamnă că vă poate afecta situația în care sunteți, viața, cariera. 6 de cupe, 7 de bâte, regele de cupe, 5 de săbii, regele de săbii, și regele de bute. Mă, o adunare întreagă aici. <laughs> um, știți că regii de săbii de obicei sunt un pic mai reci, da? Dar în momentul în care am și cinciul acesta de săbii și am și cartea îndrăgostiților, sincer vă spun, un sfat prostesc al unui prieten te poate costa scump. Deci în loc să cer sfatul tuturor, ar trebui să te consulți doar cu un expert sau oameni cu o experiență sau un om mai bătrân, pentru că va ști ce să-ți spună. Și asta înseamnă că nu vei mai suferi. Nu știu, poate mi-am schimbat eu stilul, dar nu mai vreau să mă duc după deget, ci pur și simplu vreau să vi le spun. Și folosiți-vă foarte bine timpul, pentru că aveți mulți regi. Folosiți-vă foarte bine timpul. Nebunul, 9 de cupe, 7 de monede, luna pajul de monede și pajul de bâte. Pajul de bâte. Sunt noi începuturi, dar cum? Ceva ce are legătură cu internetul, cu informatica. Deci, dacă aveți de-a face cu software, studiați programe, este cel mai bun moment. Asta va aduce, de fapt, dorințele voastre. Dar asta înseamnă să fiți foarte activi și să lăsați lenea la o parte. Pentru că trebuie să-ți cunoști potențialul. Folosește-te de timpul respectiv și ai în jurul tău oameni înțelepți. Oameni mai bătrâni ca tine. De ce? Pentru că aveți trei regi. Iar aici înseamnă că veți avea de-a face cu o strategie foarte bună. Hangman. Este ca și cum, a, mă simt în aer, parcă zici că nu știu unde sunt săptămâna aceasta, pentru că e posibil să aveți o problemă emoțională, sentimentală, ceva care vă aduce aminte poate din copilărie, dar nu aveți probleme cu frații și mai ales cu frații mai mari. Nu. Șasele ăsta de cupe și frații aici sunt reci, deci sunt mai mari. De nu aveți Haideți să vedem atunci ce este acest 10 de spade și 5 de monede. Unii dintre voi vă doriți un nou început, ceva stabil, poate chiar un loc de muncă. Dar dacă eventual, chiar dacă începeți un nou loc de muncă, dacă nu aveți o strategie, nu aveți de ce să mergeți. Vedeți 3 de monede. Este ca și cum le arătați celorlalți ce trebuie să facă. Iar 5 de monede, încă o dată, aici nu este o pierdere de bani, aici este o pierdere de timp. Foloseșteți bine timpul! Luna. Moartea. Luna este emoție. Și vă spune moartea, vă, vă spune să schimbați atitudinea pentru a începe ceva stabil, ceva bun, ceva frumos, dacă este vorba despre relația ta de dragoste. Ești prea emoțional ca să poți să-ți dai seama. Este ca și cum a, nu e sfârșitul vieții acum pentru că tu nu treci, că ai trecut acum prin perioada respectivă și te afectează negativ. Trei de cupe. Ia un sfat frumos și treiul acesta de cupe fie este o petrecere, fie sunt oameni care le place să te vadă zâmbind și nu o lua foarte mult în serios pentru că în momentul în care nu-ți place nici să faci glume, nici să spui ceva, pur și simplu nimeni nu te mai ia în seamă. Pentru că te simți trist. O, oh, cavalerul de spade și pajul de bâte. Aveți grijă ce postați pe rețelele sociale. A? Aveți grijă, nu, nu postați nimic personal și nu vă legați de ceva care este de fapt suferința voastră pentru că veți avea o experiență urâtă. Cavalerul ăsta știe adevărul, cavalerul ăsta știe ce trebuie să facă. Și atunci când este vorba despre un mesaj care imediat îl dați, este bine să vă țineți degete la casă cum s-ar zice. Pentru că, ia uitați, steaua, asta este internațional. Vărsătorul are de-a face cu tot ce ține internet și relații și atunci toată lumea vă, va, vă vede în, alt, în altă lumină. Herofantul, tradiționalul din tine, 8 but, de bute, este un fel de așteaptă și cineva bătrân îți va da o veste bună sau cineva bătrân îți va da un sfat bun. Hangman, cum te simți? Pajul de bute, vrei un nou început, vrei ceva care să încep ceva, magia este de fapt în tine, magicianul, 10 de monede, cavalerul de monede, 9 de cupe, totul vine atunci când tu îți transformi viața. Poate pentru unii dintre voi se repetă ceva pentru a vă da o lecție, a lua lecția respectivă și a merge mai departe. Deci, aveți grijă ce postați, chiar dacă este vorba despre voi sau chiar dacă este vorba despre altcineva, nu luați în considerare, deci aveți mare grijă, fie postați pe ceva care nu se vede, pentru că, după câte se vede, la ora actuală încep deja să se închidă foarte multe canale și multe canale care au ajuns la milioane de oameni. Nu am ajuns acolo, dar... Uh, am avut un strike pe celălalt canal pentru că am spus ceva și am arătat-o față de Anonymous, așa că... Uh, încet, încet cred că ni se ia libera alegere de a vorbi Deci aveți mare grijă la asta Pentru că e un fel de a veni după voi Și mergem mai departe la Săgetător Ascendent lună soare în Săgetător Haideți să vedem ce avem aici pentru voi pentru un săgetător vrea să pice o singură carte care tot am încercat, nu știu ce este, dar încearcă să pice și dacă tot vrea să pice, o lăsăm afară și facem următoarea. Haideți să vedem ce avem aici. 8 de cupe. Deci acum începem și... Wow! Soarele! Wow! Plecați din ceva! Plecați din ceva vechi, poate ceva care va a stagnat și încep ceva nou, inovator. Uh, poate aveți chiar aceeași afacere, dar vă schimbați felul de a o face. Știu eu? Haideți să vedem. 5 de bute, luptați pentru voi, eremitul și patru de monede. Ieșiți din ceva care ați fost stagnați. Cavalerul de monede, Posibil pentru unii dintre voi să plecați într-o călătorie săptămâna aceasta, să aveți niște experiențe noi, pentru că aveți magicianul, îndrăgostiți să luați o decizie, cavalerul de cupe, uh, sunteți foarte iubăreți cu partenerul vostru și ar fi cazul să fi săptămâna aceasta pentru că e un fel de a construi ceva frumos din dragoste, fericire pentru uh, familia. Da? Iar aici, magicianul, fiți atenți la media, pentru că aveți 8 de cupe, 5 de bute, o ceartă de la un comentariu, o ceartă de la... Țineți-vă departe de, de acest lucru. Este mai bine să lucrați pe media și în momentul în care aveți această energie, înseamnă că veți câștiga. De ce? Pentru că... Aici este lupta de supremație și experiența pe care o aveți, voi câștigați cu magicianul. Justiția, regina de bute. Oh, aici aveți o căsătorie. Poate mergeți la o căsătorie pentru că aveți hierofantul, aveți regina de monede, Vreau să văd, să clarific pur și simplu aici dacă într-adevăr este vorba despre o nuntă. Da, și veți da un dar de nuntă. Iar aici este regele de săbii. Bine, nu este pentru toată lumea. Cei care um, pur și simplu rezonați. Aveți magicianul, îndrăgostiții și justiția. Aveți regele de săbii. Comunicați foarte bine. Um, Poate aveți o meserie la care vorbiți foarte mult. Se perfecționează. Și cred că totul se finalizează datorită ajutorului pe care îl aveți din partea celorlalți. Regele, îndrăgostiții, asul de monede, trei de bute. Nu știu de ce am clarificat-o, dar am senzația că e ceva acolo care îmi spune să fii foarte atent la niște decizii pe care ar trebui să le iau și mai ales în dragoste și să fii atent la nevoile și sentimentele partenerului pentru că atunci când am un rege de spade înseamnă că devii un pic cam rece. Și persoana respectivă are nevoie de tine, ca om, ca îmbrățișare. Ce aveți aici? Cuplu. Vedeți? Etalările de dragoste le voi face separat, cu extensie pe Vimeo. Dar aici vă spune că veți face și afaceri cu cineva. Dar, în aceeași măsură, nu vă luptați pentru cineva care, de fapt, este inutil să vă luptați. Pentru că aveți cinciul acela de bute. Pentru a face justiție săptămâna aceasta eu zic că veți avea pur și simplu suișuri, coborușuri, suișuri, coborușuri. Deci nu e nevoie. Voi trebuie să vă echilibrați energia pentru voi personal. Vedeți, 5 de monede, pajul de cupe, regina de spade, una caldă, una rece. posibil pentru unii dintre voi, într-adevăr, să mergeți la o ceremonie de bun augur, deci posibil uh, să aveți o petrecere. Evitați evitați să faceți niște schimbări mari în afaceri, mai ales atunci când aveți un partener de afaceri. Fiți foarte atenți la tranzacțiile pe care le faceți, pentru că aici aveți regele de monede. Ce ar trebui să știți? Steaua de două ore remitul întotdeauna vă spune să cercetați, să fiți foarte atenți, foarte atenți la documente, la tot ceea ce ține, ce auziți din exterior și uh, atunci când am de-a face iarăși cu cartea vărsătorului, sunt noutăți internaționale. Deci, eu ar spune să nu dați prea multă atenție, la ceva la care voi poate nu știți de fapt informația respectivă, poate că vă duce în eroare vărsătorul. Vedeți? Moartea. Poate chiar suferința unor oameni, ceva care veți schimba, uh, nu puteți face mai mult. Iar optul acesta de bute vă spune să nu dați mai departe. Să o țineți pentru voi, tot ce este legat de nevoia voastră de a cunoaște, de ceea ce aveți, dar în momentul în care veți da o noutate în exterior, este bine să cercetați foarte bine. Pentru că numai atunci veți ajuta. Veți ieși dintr-o situație dificilă, dar în același moment veți câștiga în ceva. Și este un fel de secret. De ce? Pentru că eremitul are de-a face cu cineva care nu este în atenția medie. Este cineva care știe foarte multe secrete ascunse, mai ales că aveți moartea. Este ceva la nivel internațional. Deci găsiți persoana respectivă sau poate printr-o circumstanță anume va intra în viața voastră și noutățile pe care le veți, le veți da țin posibil de un șantaj împreună cu societatea, guvernul, tradiția, biserica, orice. Vedeți? Ajungem să nu mai spunem cuvinte faptul că te gândești că într-o bună zi Google ne va traduce tot ceea ce spunem, chiar și uh, toate limbile posibile și nu ne vor mai da voie să spunem totul. Dar aici aveți de-a face cu guvernul și cu biserica. E ceva aici care veți afla cu siguranță și ve veți avea dorința să... Să schimbi viața unor oameni care sunt în suferințe. Dar asta înseamnă în același timp un risc extraordinar de mare și un curaj enorm. Deci, vă doresc numai bine și mergem mai departe cu Capricornul. Capricorn, ascendent lună-soare în Capricorn. Haideți să vedem ce avem pentru voi, Capricornilor. Ce avem pentru voi? Ascendent lună soare în capricorn. Spânzuratul. Judecata. Regina de săbii. 6 de monede și magicianul. Wow! Eu vă aș spune din start să nu faceți niște investiții riscante. Voi nu sunteți tipul de oameni care să faceți investiții riscante, dar aici am să-mi spune judecata, regina de spade. Regina de spade are de face cu niște documente, ceva care nu este bun, lă, bine pus la punct. Și vedeți voi aici, îi curg banii din buzunar. Deci, mai bine lăsați totul aici și șasele acestea de monede și magicianul sunt de fapt, este de fapt energia favorabilă care vine datorită roadelor muncitale. deavolul este foarte bine ce a venit aici pentru că este energia voastră. Niciodată să nu mai spuneți că, a, capricornul e în arcana majoră. Cei care nu știți, mergeți pe pagina mea de Facebook. Toate cărțile din arcana majoră au specific, de fapt, zodia respectivă. Pentru capricorn este deavolul. Voi ați apărut, de fapt, în etalarea voastră și asta înseamnă că aveți o putere extraordinară de a depista orice și de a trece și a face față oricărei provocări. De ce? Ce face deavolul? Vasta acolo, va fi încăpățânatul din tine în care știi că tu vei câștiga. Ăsta este avatarul tău aici. Este ceva la care tu relansezi, te redescoperi și e un fel de te auto-încurajezi. Dacă tu nu o faci, atunci cine să o facă? Pajul de bute, puterea și lumea. Foarte frumos aici. Deci, pur și simplu, în sfârșit, sunteți omul care um, știți că aveți puterea să mergeți mai departe. Regina de monede, iarăși energia voastră, împăratul, stați în fața oricui, carul, regina de cupe și regele de monede. Financiar veți avea de-a face cu toate roadele pe care le veți lua datorită muncii voastre grele. Și posibil să să aveți un sprijin foarte bun din partea partenerului. Ia uitați și aveți și doi de cupe. De ce? Pentru că aveți regina și regele de monede iar doiul acesta de cupe, patru de săbii, un sprijin extraordinar din partea lor. În plus, este ceva la care voi aveți aici talent și ar trebui să vi-l faceți. Și să, adică să-i dați drumul acelui acelui ceva care să într-adevăr să vă ajute. Ce vrea să spună deavolul și judecata? sa. Bani, abundență. Veți scoate din orice. Pentru unii dintre voi, cei care aveți de a face cu medicina, cei care aveți de a face cu medicamentele, posibil să aveți niște mici provocări mai ales cei care studiați, pentru că aici aveți imaginea tânărului, pajul de bute, poate fi imaginea unui tânăr, a unui student care se confruntă cu niște probleme, dar uh, ia provocarea respectivă și vei reuși, pentru că împărăteasa este departe ta atunci când ai grație, când ai bunătate, când ai deschidere și când ești cu inima curată în iubire. Numai atunci vei câștiga. Și atunci înseamnă că nu te vei certa cu nimeni, că toată lumea va fi în armonie cu tine. Deci asta îți spune de fapt aici. Regina de spade, șase de spade, împăratul, doi de monede și doi de spade. Miercuri, fiți atenți cum conduceți. 6 de monede, magicianul și carul. Succes! Pentru unii dintre voi, cred că veți avea un succes aparte Uh, în a schimba uh, ceva ce ține de estetică. De ce? Magicianul are de-a face cu pielea, este mercur și posibil pentru unii dintre voi să aveți ceva de a face pe genul acesta și lumea este în a shift, este în a schimba ceva în viața ta. Posibil pentru unii dintre voi să schimbați pur și simplu ceea ce faceți voi acum să schimbați. Este ca și cum uh, o viață întreagă ai muncit într-un birou, iar acum uh, ești atras, să zicem, de designer de uh, haine sau uh, în, în casă, uh, genul acesta. Uh, sau ești atras de artă, de estetică, pentru că uh, la nivel internațional. Ai dori să faci o călătorie, dar călătoria respectivă este mai mult virtuală pentru că aveți magicianul. Este ca și cum ai aduce magia în viața ta. Doi de cupe, îndrăgostiții. Wow! Deci, cu siguranță, cei care aveți un talent Descoperiți acel talent sau pur și simplu încercați să schimbați ceva pentru că vă va aduce ceva extraordinar de frumos și mai ales această uh, energie de la împărăteasă. Confort, lux. Pașul de bute! Deci va trebui să luați acțiunea respectivă, așa cum am arătat-o aici. Aveți a doua oară de bute, iar aici pajul de săbii și regina de săbii. Informația respectivă vă vine atunci când pur și simplu vedeți o reclamă sau ceva de genul acesta care de fapt vă supără pentru că nu este realitatea, iar voi știți că de fapt ar, ați putea să faceți lucrul acela. Ei bine, acel lucru, vedeți că aveți de două ori regina aceasta de săbii. Mintea clară, o veste, ceva la care poate chiar în, cu un minut înainte ați fost supărați, dar imediat vedeți sau auziți o veste și aveți impresia că este ceva la care nu ar trebui să dați importanță. De fapt, lucrul acela vă atrage atenția și este ceva la care voi ar trebui să investiți. E un fel de a vă perfecționa talentul ascuns pe care îl aveți. Deci, încercați să faceți ceva săptămâna aceasta pentru că numai de voi depinde. Schimbați ceva și veți, vă veți menține în echilibru, plus aveți tot sprijinul de la un partener. Fie că este partenerul de afaceri, fie că este partenerul de viață. Și mergem mai departe la Vărsător. Vărsător, ascendent, lună, soare în Vărsător. Haideți să vedem ce avem pentru Vărsător. Ce avem pentru... Vărsător. Pentru vărsător ascendent lună-soare, ce trebuie să știe vărsătorul? Vărsător. Hai, una care va ieși 8 de monede. 2 de bute, asul de bute, pajul de monede și carul, 7 de bute va trebui să-ți protejezi nu cu alte cuvinte rutina ta pe care o faci în fiecare zi, pentru că optul acesta de bute încerci să găsești o soluție. Moartea poate este o schimbare. noul început, doi debute, ceva la locul de muncă, care vă poate afecta chiar productivitatea, genul acesta de ce simțiți, regina de săbii, opt de săbi. Simt că nu aveți curajul să mergeți înainte cu ceva total nou, dar în același timp este ca și cum manifestați um, n-aș spune gelozia, dar afirmația, uite, ce a făcut, el a avut curaj să o facă, dar simțiți un iz de... Uh, nu de gelozie, de invidie. Ar spune, n-am fost în stare să fac eu, care pot să o fac. E un fel de... Pot avea succesul respectiv eu personal, dar nu am avut curajul și mi-a fost teamă să merg mai departe. Deci eu spune... Asta este, da, și vedeți, eu vorbesc și în momentul acela Începe, trei de săbii, este un fel de a nu comunica și va trebui să vă îmbunătățiți și comunicarea cu ceilalți. Ce avem mai departe aici? Regina de bute, regele de monede și nouă de cupe. Wow! Ok, în primul rând, va crește încrederea de sine pentru că aveți regina de bute, este cineva care planifică totul. Dar în același moment este poate oportunitatea în care tu primești o mare responsabilitate la locul de muncă. Dorința ta este vă, pur și simplu acolo, dar și responsabilitățile acum sunt mai mari. Marea prăutasă, regele de bute, vedeți câtă acțiune și patru de cupe. Iar aici, cinci de bute, cinci de monede. 5 de monede, 6 de spade, regele de spade, care sunteți voi, și 9 de monede. Vi se dă da acest lucru, dar va trebui să aveți de-a face cu diferite situații pe care le aveți acum la locul de muncă. Posibil să luați această poziție, dar responsabilitățile sunt mult mai mari acum. Iar pentru unii dintre voi, posibil, dacă nu este vorba despre muncă, 6 de spade și 5 de monede faceți niște cheltuieli pentru ce faceți cheltuielile respective. Pajul de cupe, 2 de cupe și 5 de monede, din nou. Fie este legat de o relație, un parteneriat sau poate chiar faceți decorarea casei. Optul acesta de spade. Eh, vor pleca toate grijile respective. Moartă și regina. 5 de spade și regina de cupe. Eu aș spune că este cineva bătrân, cineva care vă influențează, cum ar fi o bunică, cineva care uh, e acolo pentru voi întotdeauna sau cineva care poate a trecut pe partea cealaltă pentru că avem moartea și care vă deranjează lipsa persoanei respective, dar vedeți voi că în momentul în care voi vă rugați, Asta nu înseamnă că stai să te rogi pur și simplu 5 minute acolo despre ce este vorba. Stați să vă rugați o oră, două ore, fără să fiți derajați. Bunica respectivă vă va aduce niște clarificări. Nu știu de ce o spun lucrul acesta, dar asta văd. Ceva la care voi ați avut impresia că ați pierdut, de fapt, vă realizați pe alt plan. ce vă spune. 8 de monede, cavalerul de bute, 10 de spade, diavolul. A intervenit aici, a fost ceva la care voi nu ați fost pregătiți, poate. Și a fost ați fost puși la pământ pentru că v-a afectat productivitatea respectivă, deoarece voi trebuie să vă îndepărtați și să mergeți pe cu totul altceva. Și să aveți încredere în voi, în primul rând. Marea preuteasă, secretul vieții, 9 de bute, puterea, și regina de bute, din nou. Mamă, ce putere aveți de foc aici. Chiar dacă voi sunteți vărsători, aici este o putere extraordinară. Cu cât vă apropiați mai mult de Dumnezeu, cu atât viața voastră se pune în echilibru și aveți Arhanghelul Mihail. L-aveți de două ori. În alte cuvinte, chiar dacă este judecata și echilibru. Trezirea. Ia uitați ce aveți aici, soarele. E un fel de botezul focului din care veți ieși sau ați ieșit. Săptămâna aceasta, în sfârșit, este ceva la care a venit în viața voastră pentru că o meritați. Iar dacă este vorba despre o afacere în familie, să știți că veți avea niște profituri extraordinare cu soarele. Da profituri mari. Și magicianul, magia pe care voi o dați. Poate că e un pic cam târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Veți munci foarte mult, este ca și cum sunteți puși la pământ, dar veți reuși. Cu siguranță veți reuși. Și grijile voastre se vor sfârși aici, săptămâna aceasta, să dea Dumnezeu. Mergem mai departe la pești. Pești. Haideți să vedem ce avem pentru voi. Ascendent, luna, soare. Săptămâna aceasta. Posibil că aceste energii să meargă și mai departe. Haideți să vedem ce avem pentru pești. Vrea să pici, înseamnă că... Ok, începem. Deci, prima carte, judecata, asul de săbii, Patru de săbii. Cine are probleme cu sănătatea? Moartea. O schimbare extraordinară și aici aveți îndrăgostiții. Carda gemenilor. Ce decizie veți lua? Două. Împărăteasa și trei de cupe. E, pentru cuplurile... Uh, proaspăt căsătorite, posibil să vedeți săptămâna aceasta ca o evadare romantică. Wow! <laughs> Roata! Oameni buni, se schimbă ceva aici. 3 de săbi, 8 de spade, carul, Regina de spade este foarte interesant ceea ce văd. Împăratul vă voi explica acum regina de bute și puterea. Deci, fizic sunteți foarte puternici. Posibil să vi se împlinească o dorință pentru că aveți roata, în primul rând, și judecata, și aveți și împărătea asta, sunt energii foarte bune. Treiul acesta de spade și moartea, o voi clarifica acum, iar aici aveți la sfârșit șapte de spade. Patru de cupe și regele de bâte. Este ca și cum vi se impune ceva aici. Vreau să văd uh, trei de spade și moartea și roata. Este o întorcere de situație și anume despre ce este vorba. Nu vreau. clarificăm moartea și trei de spade. Moartea și trei de spade. Ce trebuie să știm? Îndrăgostiții, din nou. Wow! Zece de cupe, deci am să fiu sinceră cu voi, unii dintre voi posibil să lucrați în țări străine și veți fi nevoiți să vă întoarceți în partea voastră, în, în acasă, cu alte cuvinte, din anumite motive care vi se impun. Deci, preferați uh, fericirea familiei, sănătatea familiei, decat, decât ceva care vi se impune. În drogostiții, nu uitați că... Deci, uitați-vă foarte bine la imagine și aici o aveți, dar uitați, aveți imaginea șarpelui și aveți, întotdeauna aveți imaginea fructului care nu trebuie atins. Dar șarpele are de-a face cu medicamente, șarpele are de-a face aici cu două fețe, <coughs> ceva care se schimbă, scuzați, ceva la care dacă vrei să ai neapărat realizări bune, mai ales pentru copiii tăi, va trebui să schimbi ceva. Iar îndrăgostiții sunt, este cartea gemenilor, dar gândiți-vă la o mască de teatru. Măștile sunt două măști, deci sunt două fețe total diferite și pentru că voi știți care este adevărul, adevărul spune cuvântul și luați o decizie. Deci pentru unii dintre voi. Roata, șase de cupe, din nou, mi se spune de prosperitatea familiei, mi se spune de ceea ce aveți acolo împreună cu ceilalți. Este ca și cum aduci pace și prosperitate în familia ta. Împăratul, niște restricții care vă pune pe frică, sunt ascunse, încă nu se văd la suprafață, iar voi alegeți pajul de cupe. Alegeți iubirea față de ceilalți, alegeți ceea ce iubiți cu adevărat, ce îmi spune împărăteasa 3 de cupe și judecata patru de bute vedeți ce am spus un pic mai înainte mulți dintre voi veți călători, cei care sunteți mai ales uh, în afara țării iar aici veți aștepta să luați un nou de monede de care aveți nevoie este pace și prosperitate nouă la acesta Plecați din ceva toxic care v-a stagnat, ceva la care v-a dat foarte mult de furcă și ați avut uh, nopți nedormite, coșmaruri. Uh, da, sunt ale voastre, dar uh, e ceva la care v-au fost induse, să zicem. Iar șasele acesta de cupe e posibil să cumperi un cadou pentru o persoană iubită aici pentru că este o imagine extraordinar de frumoasă atunci când îi dăruiești cuiva ceva. Împăratul, sunt niște restricții care sunt restricții false, pentru că este marea să este cu totul altceva la mijloc, iar optul de spade, pentru că voi este teamă pentru copiii voștri, cei care aveți copii, veți pleca, aveți patru de bâte. Cineva va merge mai departe pe o energie foarte mare. sunteți foarte puternici, foarte puternici, iar regina aceasta de bute este cineva care va calcula absolut totul. Și voi clarifica acest șapte de spade ce vă ascunde. împărăteasa 3 de bute, 2 de săbii, 4 de cupe, soarele, judecata și regina de bute. Deci, încă o dată și herofantul. Vă sfătuiesc să vă faceți tot ce ține de acte, absolut tot și nu spuneți la nimeni, absolut la nimeni că veți pleca. Spuneți că veți pleca pur și simplu ca o călătorie sau veți merge acasă sau genul acesta. Nu spuneți că vă veți muta. Sau rămâne cineva în urmă care va face lucrul acesta, dar cu siguranță aici este un risc pentru unii dintre voi, pentru copii. Pentru că aici este statul. Ia uitați-vă. Deavolul. Doamne, se repetă, se repetă îndrăgostiții. 1, 2, 3. Ca mamă, prosperitate, veți avea grijă. Să nu intrați în afaceri în care nu știți să este ceva incorrect. Șaptele ăsta de spade e un drum scurt către ceva care nu este bun. Deci să nu intrați în stilul acesta, deci întotdeauna să fiți corecți, iar judecata, regina de bute, de două ori, regina de bute, luați niște decizii importante în privința protecției celor din jurul vostru. Doi de săbii, e un fel de... La început poate ați stat pe gânduri, acum totodată v-ați schimbat acest lucru și va trebui să mai... Este o părere de rău, dar trebuie să o faceți din punct de vedere al sănătății și a bucuriei familiei. Iar caravana care o vedeți aici este ceva care vă duce de fapt pe meleaguri îndepărtate, undeva unde știți că deja veți reuși, ați plănuit totul, totul va fi bine. Soarele, posibil un ajutor din partea tatălui sau posibil un ajutor din partea statutului pe care îl aveți în momentul în care ajungeți la destinația respectivă. Sau poate chiar tatăl. Dar aici se schimbă ceva. Cu siguranță se schimbă ceva total pentru unii dintre voi. Știu că nu poate rezona cu toată lumea, dar aveți de-a face cu deavolul, moartea, ceva care provoacă moartea, ceva care este o mască de fapt, este descoperirea adevărului, herofantul, marea prăuteasă și mai ales o descoperire a unui adevăr în privința copiilor, în care vă pune în această energie a reginei de bute. Nu stați în fața unei reginei de bute când este vorba despre copilul lor și mai ales dacă aveți această energie în momentul în care sta... deveniți nu leu, leoaică, deci mai rău ca leul îi mâncați de vii. Deci, nu știu cu cine rezonează, eu vă doresc o săptămână extraordinară, cine dorește să vină pe talările de dragoste le voi face separat și extensie în Vimeo. Numai bine, la revedere și ne auzim. Vă mulțumesc încă o dată din tot sufletul, vă mulțumesc!